Salutare tuturor, aici este Bow Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi o să vorbim despre cât de bun este jocul Suicide Squad Kill the Justice League, mai ales că am terminat de ceva timp și vă sunt dator cu acest review pentru că, na, am tot amânat cu el de când am terminat seria și am zis, bă, o să-l facem imediat. Planul era să vină fix a doua zi după ce am terminat seria, dar din păcate a fost un haos mare fix în perioada aia încât nu am reușit să mă ocup de el și l-am tot amânat, după cum bine ați văzut, o grămadă de timp. Dar hai să lăsăm toate amânările astea deoparte, să ne ocupăm de review-ul ăsta și să vedem care este treaba cu jocul ăsta, că știți că a fost subiect de discuție destul de mare în ultima vreme cu el și cu situația lui și cam care a fost reacția publicului la acest joc. Și înainte de toate, desigur, un micuț like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră, dar aș vrea să mai adaug ceva. Vreau să vă spun că acest review nu este vreunul sponsorizat sau ceva de genul ăsta, așa cum s-au mai trezit unii oameni să spună în trecut, că dacă eu spun ceva pozitiv despre un joc care, hai să zicem, este văzut negativ de către public, automat eu sunt sponsorizat sau ceva. Nu, mie îmi place să văd și lucrurile bune în anumite jocuri, dar asta, dacă eu zic ceva pozitiv, asta înseamnă automat că sunt plătiți sau chestii de genul ăsta. S-a mai întâmplat să fiu acuzat de chestii de genul ăsta în trecut și de-aia am zis, bă, hai să clarific puțin situația, cu toate că nu știu cât de mult efect o să aibă acest lucru. Bun, gata cu pălăvărgearea și să trecem la treabă. Din punct de vedere grafic, jocul arată destul de decent, adică chiar mi s-a părut că arătat bine, chiar foarte bine în anumite momente. Modelele caracterilor au fost foarte bine animate, mai ales expresiile faciale mi s-au părut superbe comparativ cu multe alte jocuri de același nivel, dar evident comparativ cu Batman Arkham Knight, care a fost un subiect de discuție destul de mare, tot așa în perioada când s-a lansat Suicide Squad, ei bine, parcă nu este la fel de frumos pe partea asta de aspect grafic, pentru că, ce-i drept, hai să vă zic așa cam care este părerea mea de ce poate nu arată la fel de bine. Batman Arkham Knight deja era un joc care, să zicem, era la a treia, patra ediție din seria Batman Arkham, pentru că dacă se include și Arkham Origins, și deja cei de la Rocksteady știau cum se mănâncă tot universul ăsta, știau cum trebuie să arate Gotham-ul, știau cum trebuie să arate vibe-ul pe care trebuie să-l inspire un joc Batman, știau deja cam ce atmosferă să-ți ofere pentru astfel de joc, încât, da, Batman Arkham Knight arată și în ziua de azi super, super bine comparativ cu multe jocuri AAA, adică este foarte bine definit, animat cum trebuie, high quality, atmosfera este ce trebuie și parcă toată lumea este construită fix în jurul universului Batman on point. Aici, când trecem în Suicide Squad, lucrurile sunt ceva mai diferite, pentru că nu mai avem doar Batman de data asta, avem mai multe personaje și mai multe, nu știu, tematici pe care trebuie să le abordăm și cel mai important aspect, avem Metropolis de data asta, unde Metropolisul, după cum bine știți, este fix opus Gothamului, deci automat nu putea să fie acel oraș sumbru, întunecat, mereu ploios, zici că e Londra și alte nebuni de genul ăsta. Nu, trebuia să fie fix opus, un fel de New York, mai semi-vesel, mai nu știu ce. Acum am văzut că era și foarte tehnologizat, dar da, pe unele aspecte puteai să spui că jocul are o atmosferă așa destul de seacă și parcă nu s-au chinuit foarte tare cu, să zicem, mediul în care tu te plimbi pe acolo. Poate și din cauza că, din naturii jocului pe care o are, adică este un joc open world gândit să fie un live service și plin de tot felul de activități dubioase, mă gândesc că au zis, ok, hai că nu putem să ne chinim acum să adăugăm foarte multe mici detalii în stânga și în dreapta, cum am făcut în jocurile Batman, dar măcar hai să fie acolo spații deschise și tot felul de alte nebunii, încât să, evident, să existe acele mici activități de tip multiplayer sau de grind. Ce puțin asta cred eu, dar în rest, jocul stă destul de bine pe partea asta de grafică, nu senzație, se putea mai bine, evident, acum fiecare interpretează partea asta cum își dorește. Când vine vorba de sunet, aici chiar nu am ce să reproșez, toate lucrurile au fost on point, vocile superbe, mai ales că este și ultimul joc unde am avut pe Kevin Conroy și am fost surprins să văd cât de multe replici a avut omul ăsta în joc și chiar mă bucur că l-am auzit atât de mult și a fost o plăcere, evident. Păcat că, na, ultimul lui proiect este ceva ce va fi mereu văzut de oameni un eșec, dar ce poți să și faci, măcar hai să privim partea bună că l-am avut acolo. A avut și un omagiu destul de drăguț în joc și asta am apreciat destul de mult. Mi-a plăcut și muzica din joc, chiar destul de potrivită pentru acțiunea ce avea loc în joc și ce făceai în momentul respectiv și cam asta, dar nu prea e ce să discuți mare brânză despre sunetele din jocul ăsta. Pe partea de gameplay, aici avem câteva chestii destul de nasoale, pentru că, la fel ca la Marvel Avengers, ca la Gotham Knights, avem mai multe personaje cu care putem juca. avem 4 personaje. Problema cea mai mare e că avem 4 personaje care se simt ca și 2 personaje de fapt, adică personajul A, care este cu arme range și are abilități și chestii range, și personajul B, care este cu arme melee, dar are și el niște puști pe acolo ca să tragă puțin de la distanță și se concentrează doar pe close range. Evident, probabil că v-ați dat seama despre cine vorbesc aici, adică avem Deadshot cu Captain Boomerang în modelul A și King Shark și Harley Quinn în modelul B. Adică diferența nu era prea mare și să nu mai spun că în esență gameplay-ul de la fiecare caracter era fix același. Aveai cam același nivel de combo-uri, aveai cam aceleași pasive, foarte multe lucruri se repetau și nu prea simțeai că te joci cu un alt caracter, ci doar așa un pic pe la arme aveai altfel de vibe și puteai să abordezi un pic diferit situația. Spre exemplu, în Gotham Knights, când te jucai cu un alt personaj de acolo, parcă se simțea altă chestie când te jucai cu, nu știu, cu Nightwing și apoi treceai să te joci cu Deadshot. Deadshot fiind un personaj mult mai brutal, mult mai direct, mult mai acolo în mijlocul acțiunii. Nightwing era puțin mai balansat, era pe semi-stealth, era cu bătaie și avea un pic niște combinații destul de interesante. Să nu mai spun de Batgirl, care era mult mai concentrată pe stealth, care avea mai multe abilități și pasive ce țineau de stealth. Vedeți, sunt cumva ideile astea ce scot puțin în evidență personajele când, na, practic ele erau relativ asemănătoare ca și gameplay, dar măcar aveau niște idei de-astea esențiale ce îi scoteau în față. Aici, diferențele majore între personaje sunt modalitățile de a traversa lumea, care să nu vă spun cât de nașpa sunt toate modalitățile de mobilitate în joc, adică cred că cel mai plăcut a fost jetpack-ul lui Deadshot, care și el avea chichițele sale. În rest, toate mi s-au părut super obositoare și când încercai să traversezi din punctul A în punctul B în Metropolis și să zicem că aveai, nu știu, o misiune undeva în capătul celălalt al orașului, îți blestemai zilele pentru că trebuia mereu să te oprești din mers, să ți se reîncarce chestiile, să faci tot felul de jumbuși lucruri ciudate ca să traversezi din punctul A în punctul B și chiar era foarte, foarte enervant de multe ori că, cum am spus, aveai o distanță mare și te ajungeai să faci 500 de stopuri pentru că așa era setat jocul, mai doar să, hai să zicem, te mai întâlnești cu o bandă de inamici, te mai oprești prin drum ca să, na, să petreci mai mult timp în joc, cum s-ar spune, să se laude și ăștia. Uite-mă că s-au jucat băieții noștri o tonă de timp Suicide Squad și vorbiți doi prostii aici. Pe lângă asta am avut și o tonă de misiuni super ciudate, mă refer la misiunile extra sau secundarele, care erau super repetitive cu niște condiții extrem de, nu știu, ciudate, enervante și mai mult, în loc să zic ok, hai că erau foarte bune pentru grind sau ceva, mai mult erai acolo, ok, iar trebuie să mă să apăr nu știu ce, ok, iar trebuie să mă să bat 30 de băieți, oh, iar trebuie să fac nu știu ce. Și de multe ori aveai niște condiții foarte, foarte enervante încât stăteai acolo gen, oh, stai că trebuie să aștept să-i dau counter. AI-ul nu era foarte agresiv aspectul ăla încât să poți să dai counter mai des. Nu, AI-ul era normal și trebuia să aștepți mult și bine până când AI-ul făcea ceea ce îți doreai tu să facă. Și să nu mai spun că aveai și elementul ăsta de scut, care mi s-a părut o mecanică interesantă la început, dar cu cât m-am jucat mai mult, cu atât a devenit din ce în ce mai obositor, pentru că mereu trebuia să stai să tragi în picioare, să zicem, într-un inamic care avea puterile lui Flash, stai tu să-i tragi în picioare ăluia încât să poți să-și generezi scut după cu combinație de range și melee și nu știu ce, adică era o întreagă nebunie acolo și cred că un set de reguli pentru a supraviețui complet nefolositor. Acum nu știu voi ce părere aveți despre toată situația asta. La început, cum am spus, tot gameplay-ul mi se părea distractiv, dar cu cât am jucat mai mult, parcă lucrurile astea începeau să devină mai mult obositoare decât plăcute sau să fie așa un obicei care să-ți intre în mână, dacă e să luăm în felul acesta, dacă mă înțelegeți la ce mă refer, cum e în alte jocuri, cum e Devil May Cry, spre exemplu. Ok, începi cu niște mici combo-uri în stânga și în dreapta, se repetă niște chestii, dar cu cât înveți mai multe, parcă poți să evoluezi puțin playstyle-ul acolo așa, dar nu ești forțat să faci niște chestii super ciudate încât să obții viață. Uite, cum era, spre exemplu, în Doom Eternal, de era necesar să faci jos de armură, de armură și de gloanțe, trebuia să te folosești acele utilitare pe care le aveai tu, dar utilitarele alea veneau cumva în mod natural în toată treaba asta. Pe când aici să stai să vânezi picioarele inamicilor, nu știu, mi se părea o chestie așa foarte, foarte ieșită din comun și nenecesară, dacă e să luăm în felul acesta. Mai degrabă lăsau shield și HP și fiecare inamic dropa ceva și cam aia era. Când vine vorba de poveste, lucrurile stau destul de mediocru, pentru că se putea și mai mult de atâta, ținând cont de ideea pe care au vrut să o abordeze cu acest joc. La fel ca și la Gotham Knights, la fel ca și la Marvel Avengers, campania a fost destul de decentă, dar putea fi și mai bună dacă jocul nu era țintit să fie un joc multiplayer. Adică chiar și-au dat silința, au avut niște cinematice interesante, destul de high quality, bine prezentate, jocul actoricesc de acolo a fost iarăși destul de bun, plotul general mi s-a părut interesant și cum s-a complicat din ce în ce mai tare, dar evident au existat niște scene și niște momente care cumva au cam stricat toată povestea sau toată experiența pe care noi am avut-o, pentru că na, aveam niște așteptări până la urmă de la Rocksteady să, nu știu, să onoreze cumva niște personaje într-un mod mai ok, lucru ce știu că a revoltat foarte mulți oameni, în cazul lui Batman, spre exemplu, unde după boss fight-ul cu Batman, parcă l-au tratat pe el ca și, nu știu, o păpușă, hai să te luăm pe tine, ești Batman aici, țac-pac, nu știu ce, și evident a venit momentul unde a sosit o scenă faimoasă, nu știu acum dacă să vă dau spoilere sau nu, dar mi s-a părut așa, iarăși, destul de sec, a trecut peste toată treaba asta și aia a fost. Adică nu mi s-a părut un mod mai onorabil, putea să dramatizeze puțin situația încât să fie mai plăcut, poate pentru audiență, încât să nu mai fie lumea atât de supărată, dar în rest au fost momente destul de faine, cum am spus, ideea principală a fost chiar faină, dar din păcate execuția nu prea a fost acolo unde trebuia. Și să nu mai spun de final, unde ok, simți că te apropii de final, simți că urmează o misiune grandioasă care să încheie toată aventura ta și ghiși ce nu se întâmplă aspectul ăsta, ci pur și simplu zice, vezi că trebuie să te pregătești de o misiune finală, să te bați cu Brainiac și nu știu, ok, mergem, ne batem cu Brainiac. Da, ghiși ce, înainte să te bați cu Brainiac trebuie să mai faci niște prologii de misiuni secundare, care sunt de fapt misiuni principale, dar ele sunt secundare, vă spun sincer. Și apoi urmează o luptă destul de faină cu Costa și după aia zice, da, noi ne-am terminat jocul, mai trebuie să ne bați cu încă 13 Brainiacs care, ghiși ce, nu o să vină acum, ci o să vină în DLC. Așa că vei rămâne cu Blue Balls până când o să scoate noi restul de DLC-uri. Deci, nu știu ce zic, o schemă foarte, foarte diabolică care, ok, poate altfel nu prea aveai cum să o dai, dacă vrei să faci un joc de genul ăsta cu mai multe DLC-uri și alte nebunii de genul ăsta, dar nici nu poți să lași consumatorul atât de, nu știu, blue ball de binele, adică chiar l-ai oprit din a finaliza această experiență, nu știu, e o situație foarte enervantă cu jocul ăsta, dar vom vedea dacă se remediază ceva pe parcursul DLC-urilor ce trebuie să apară pentru el. Iar cu asta fiind spus, oameni buni, cam asta ar fi tot. Acum a venit momentul să tragem concluziile, să oferim o notă acestui joc, să vă spun dacă merită să vi luați sau nu. Suicide Squad Kill the Justice League nu este cel mai grozav joc cu supereroi și din păcate nu este nici cel mai grozav joc pe care l-au livrat cei de la Rocksteady. Avea potențial, primul trailer a avut un potențial foarte mare, adică știți foarte bine ce hype a fost în jurul jocului, că wow, ce bine arată, wow, jocul Suicide Squad, oh, ce mișto, mamă, Brainiac, Justice League, chestii genul ăsta, adică prima reacție a fost super, super bună. Cu timpul lucrurile s-au dus la vale din cauza că a apărut trailerul de gameplay și au apărut informații mai clare cu privire la acest proiect, ce evident ne-a spus că este un live service game și o să fie iarăși un Marvel Avengers și iar o să fie tot felul de nebunii și o să fie clar gândit în jurul ideea asta de a fi jucat online și alte nebunii ce evident au degradat așteptările pentru acest joc, unde am ajuns în punctul unde știți foarte bine, cu puțin timp înainte de lansarea inițială s-au trezit developerii și au zis da, noi o să amânăm jocul pentru că nu v-a plăcut gameplay trailerul pe care l-am scos noi acum câteva zile. Și uite că am ajuns să-l avem amânat odată și am ajuns să mai vedem iarăși niște secvențe și evident nu prea au mers lucrurile destul de bine. De aceea bobiții oferă lui Suicide Squad nota 6 pentru că măcar pot zic că m-am distrat cât de cât în joc, nu a fost nici extrem de grindy, precum Assassin's Creed-urile astea noi, nu a fost nici low quality pe anumite aspecte, gen cinematice, voci, vizual și tot așa, adică putea fi o mizerie cum a fost în Marvel Avengers, spre exemplu, adică pe acolo grafica chiar a lăsat de dorit în anumite momente și modelele erau destul de dubioșele. și experiența per totală pot zic că a fost ok. Nu mă simt chiar atât de trădat cum s-au trezit unii oameni de au fost nevoiți să-mi lase paragrafe prin comentarii când am postat primul clip, dar nu pot zic că sunt super mulțumit de ceea ce am jucat. Și cu asta fiind spuse, eu personal nu vă recomand să vă luați Suicide Squad acum la prețul întreg sau cel puțin la 40 € sau ceva. Când o să-l găsiți la o mare reducere, atunci da, puteți să-l luați, să vedeți care e treaba cu el, să experimentați măcar povestea, pentru că este o experiență destul de ok. Poate să vă placă, mai ales dacă sunteți fan de jocuri cu supereroi. Ideile abordate acolo sunt interesante, dar mai mult de atâta nu am ce să zic de bine încât să vă conving să vă luați jocul. Deci, cam asta ar fi tot, oameni buni. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!